Revoltă în rândul sătenilor din satul Bistrețu, drept urmare a referendumului prin care se dorește demiterea actualului primar la mijlocul mandatului. Consilierii Partidului Național Liberal fac tot posibilul să-l denigreze și să-i aducă tot felul de acuzații nejustificate. Pentru că ei vă minte dumneavoastră în continuare că s-a pierdut proiectul de asfaltare Bistrețului, nu, cel de finanțare era minister. Dar eu vă spun corect și cinstit că nimeni nu va da bani pentru asfaltare la Bistreț până nu se va face întâi canalizarea. Corect. Pentru acest lucru, ei m-au reclamat la poliție că am dat declarație falsă de propria răspundere pentru proiectul de asfaltare la DDSL. Am dat declarație unde am menționat în termen de 2 ani de zile garantez că canalizarea din DDSL, deci DDSL va fi funcțională. Am dat 200 de milioane pentru un scenar pentru incendii. Școala de la Scăpău a fost recepționată de ei cu fosta conducere, iar scenarul de incendii nu a fost realizat. Trebuia să cheme echipa de la X-ul când s-a făcut cercea școlii, să pună documentația la punct și atunci să semneze recepția. Nu, alte interese au fost, au recepționat cu ochii închiși, iar anul următor a venit ISU și a dat 500 de milioane amendă primăriei pentru că scenariul lui ISU nu a fost făcut la școală. Și se impută mie de luț. Pentru mine ăsta a fost bomba primăriei care a întreținut starea asta proastă de spirit în primărie. A folosit primăria ca un bun personal al lui și câțiva oameni pentru că și-a ales cu ochiul de care poate el să profite. De asemenea, edilul a dorit să facă restructurări în rândul angajaților primăriei, astfel să salveze banii publici. Primăria noastră este furizată cu sistem de alarmă, cu camere video, iar acei 40-41 de milioane pe care se vesc cu dările către stat că ia pe lună, sunt din banii dumneavoastră și nu are nicio utilitate serviciul pe care prestează acolo. Venea la primărie, se culca, dormea până se atinge și cu apa peste el în birou. Am cerut să ne facem organigrama și am făcut propuneri, nu, ședință de consiliu, pentru modificarea și aprobarea organigramei. Pentru că eu am este organigrama care au găsit din 2019 acum oamenii lor cu interesele lor. Mi-au respins toate proiectele mele de hotărâri privind organigramă. Au plecat din ședință, Consiliul Liberal. Au lipsit de la ședință. În cadrul ședințelor de Consiliu Local, primarul Comunei de Veselu nu avea susținere când venea vorba de aprobarea proiectelor menite să modernizeze cât mai mult comuna. Acest lucru nu îl spune doar primarul Valentin Popescu, ci și inginerul Viorel Boancă. Am constatat în timp că orice proiect de hotărâre care venea de la PSD, de la primar, nici n-așteptau să se termine de spus și zicea nu, suntem împotrivă. Fără nicio explicație. Nimic. Noi suntem împotrivă. Așa s-a întâmplat cu organigrama, de care v-a povestit dânsul, când a vrut să scuture copacul, să cadă, să rămână cât trebuie. S-au ridicat și au zis, noi nu dăm oamenii afară, noi suntem împotrivă. S-au ridicat și au plecat din ședință. Democrația e nenorocită, că zice, are majoritate, hotărăște. Și atunci, s-a încercat în continuare. Și două aspecte, numai care pe mine m-au pus pe gânduri. A avut posibilitatea cu bani europeni să facă drumul de exploatare. Înseamnă că noi, un exemplu, drumul care zicem noi drumul vacilor până nu știu unde, putea fi asfaltat fără nici un leu de la primărie. Au zis nu. Nu suntem de acord. Bun. Acum o lună de zile a primit 200.000 de euro bani veniți cu destinație specială, locuri de agrement. Pe marginea Dunării, nivelez acolo, pui niște băncuțe, vine la pescuit, stau la o vorbă. Nu! Când am rămas, nu-mi venea să cred că suntem oameni din comună, credeam că suntem străini.
Situația ireală din comuna de Vesel pare desprinsă din filme. Primarul Valentin Popescu susține că este posibil să îi se fi întins o cursă pentru demitere, creându-i totodată probleme cu legea. Și a venit unul în birou la mine. Stai un pic să te mic cu asta la telefon. Vorbeam cu ăla și a zis, mă băiatule, cu mine a greșit ținta. Eu nu-s primarul și băgat. Îmi spunea, mai bagă 200 milioane în plus la proiect, ca aia să fie, nu mă, că nu-i ținta mea. Da. Și când termin cu un vorbire la telefon, se întrebe, rămâne la cine ești? Ce vrei? Ce la poliția economică? Îu, Doamne! Aveam polițaiul lângă mine. Ori mi-a întins cursă, ori a fost întâmplare, ori nu înțeleg ce. Dar eu am probat și probez în continuare, în fața la orice om din România sau și din satul nostru, că n-am compromisuri cu nimeni, absolut cu nimeni. Locuitorii satului Bistrețu din comuna de Vesel nu își doresc acest referendum, susținând sus și tare că primarul este un om bun care mereu i-a ajutat, un om din popor a cărui ușă a fost deschisă la orice oră pentru a discuta orice problemă întâmpinată de către aceștia. Astăzi trebuie să înțelegem cu toții cum trebuie să arate un primar de aici încolo. Astăzi vedem un om simplu și demn care a reușit să ia taurul de coarne. Să țineți cont de faptul ăsta și să susțineți actualul primar în demersurile pe care le face pentru a scoate adevărul nu de un an, nu de doi, și de 30 de ani din primăria de Vesel. Să lasă să-și termine un mandatul, da, este un primar corect, să plătească oamenii, să le dea 200-300 de lei în plic ca să-l dea jos. Lăsați-o, Dumnezeu, să-și termine mandatul. Am și eu ceva de vorbit acolo. E un primar corect pentru comuna noastră. De asemenea, anumiți săteni au spus că au fost chiar mituiți. Cei care au venit la ei la poartă, în schimbul semnăturilor pentru demiterea actualului primar, le-au oferit bani. Mai mult decât atât, unii săteni n-au știut nici măcar pentru ce au semnat, aceștia fiind mințiți și păcăliți din cauza vârstei și a faptului că nu dețin cunoștințe în domeniu. La ziua lui nepoata mea la de vesel, ala întâi sâmbătă, și a venit Mirela cu nea mitică Sârbescu ca să-l oblige pe tatăl meu să semneze. Tatăl meu a fost, deci n-a știut pe cine semnează și el a semnat. Deci el a semnat că n-a știut, l-a obligat. A venit cu o zi înainte, l-a obligat pe al bătrân e bătrân, nu știe ce face, și l-a obligat să semneze. După aceea a venit a doua seară să ne oblige pe noi ca să semnăm. Noi am zis că noi nu semnăm cu nimeni, pentru că noi ținem cu domnul primar, că domnul primar mi-a făcut, deci, foarte bine. E vorba că vine Sârbescu din Milen să ne mătuiască. Cu ce anume v-au mituit? Cu bani. Să dăm semnătură. Dar ce spus, sumă v-a nu oferit? Nu au spus banii. Deci doar v-au oferit bani? Da, și eu din partea mea, că sunt de 3 ani în Bistrețu ăsta, eu țin de domn primar care e. A fost la mine la poartă și eu n-am vrut să semnez. Am spus, l-am pus, rămâne nu pentru... Pentru ce vă cereau pentru referendum. Și am spus, nu semnez pentru nimic în lume. S-au supărat că n-am vrut să semnez. Și am spus, nu semnez pentru nimic în lume. Poate să fie și Papa Pius de la Roma. L-am pus... Pus rămâne până la terminare. Ce rău ne-a făcut omul ăsta nouă ca să-l dăm jos? Ce rău ne-a făcut? Nu știu să-mi fac niciun rău. Oamenii susțin că vor mai urma și alte adunări de acest gen și în celelalte sate ale comunei de Vesel, pentru a-și arăta susținerea față de primarul Valentin Popescu și pentru a sublinia faptul că nu sunt de acord cu acest referendum.